Veniți să deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, cei care îl avem la noi. Am să citesc un verset din Cartea Proverbele, capitolul 22, versetul 6, și apoi două versete din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetele 20 și 21. După citirea acestui cuvânt din Sfânta Scriptură, am dorit prin sora Florica Forgaciu să ne rugăm Domnului pentru binecuvântarea în continuare a serviciului divin, a lucrării Domnului și a lucrărilor care dorim să le avem în această dimineață înaintea Domnului, atât actul de binecuvântare de copii, cât celelalte lucrări, predicarea Evangheliei, părtășia noastră împreună și slujirea noastră împreună înaintea Domnului să fie binecuvântată de Domnul, de harul Său și de prezența Sa. Proverbe 22, versetul 6, unde ne spune astfel cuvântul Domnului: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Apoi Coloseni 3, 20 și 21. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Până aici cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Amin. Slăvim pe Domnul pentru acest har cu care El ne-a onorat ca să putem să fim în casa de rugăciune. Ne-a dat sănătate, ne-a dat putere în trupul nostru, mădularele noastre. A pus în noi gândul acesta de a veni la casa Domnului și ne-a ajutat să putem ajunge și să ne rugăm împreună Domnului, să-i cântăm împreună, să avem această binecuvântată părtășie înaintea Domnului și, de asemenea, să fim cu inima deschisă la cuvântul Său care El dorește să ne-L transmită, învățăturile sale care vrea să ni le dea pentru noi, pentru viața noastră, pentru familia noastră și pentru biserică. Aș dori în această dimineață, cu ajutorul Domnului, să privim în cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, și în contextul societății a lumii în care noi trăim și să învățăm puțin, să ne readucem aminte unii dintre noi, să reîmprospătăm cunoștințele legate de viața de familie. Avem două familii care au venit în dimineața aceasta înaintea Domnului și ne bucurăm de ele, mai așteptăm să ajungă încă o familie. Vor fi trei familii și când vor fi toate trei, le vom și prezenta înaintea dumneavoastră. Și ne bucurăm că Domnul binecuvintează Biserica Betesda cu familii care la rândul lor sunt binecuvântate cu copii. Și copiii dorim să fie o binecuvântare, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând pentru familie, pentru părinți și apoi pentru Biserica Domnului și pentru societate. Noi recunoaștem și mărturisim lucrul acesta și nu este suficient, cred că de mult, mărturisirea aceasta a faptului că pentru noi ca și creștini, ca și credincioși, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Rodul pântecelui, spune Scriptura, este o răsplată dată de El. Și acesta este adevărul. Deși lumea în care noi trăim caută să ne învețe altceva cu privire la copii. Copiii sunt o greutate, copiii ne strică programul, copiii sunt foarte scumpi de întreținut, de îngrijit, copiii înseamnă sacrificiu și atunci, de ce să mai avem copii? Sunt câteva ideologii care au venit în istoria omenirii, în perioada istoriei nu prea vechi,
moderne și a istoriei contemporane, care fiecare ideologie, care sunt ideologii umaniste, bazate pe om, pe gândirea umană, și fiecare ideologie a adus cu ea jertfele ei, jertfele ei, sacrificiile ei și una dintre ele este comunismul, ideologia atee, umanistă, care la prima privire pare frumoasă și astăzi este întreținută de socialism, însă a dus cu ea sacrificii de milioane de oameni. În Rusia, Stalin, China, Mao Zedong, Coreea de Nord și de ce nu România. Milioane de oameni au fost sacrificați datorită acestei ideologii, comunismul. Și mai continuă să fie jertfiți pe acest altar. O altă ideologie care este mai puțin pronunțată astăzi a fost fascismul, sub forma ei hitlerismul, care de asemenea a adus jertfele ei, sacrificiile ei, peste 6 milioane de evrei, alte milioane de oameni prin război, efecte care sunt vizibile și astăzi. Și apoi este ceva mai aproape de noi, o altă ideologie care este foarte puternică astăzi, secularismul. Secularismul. Și se întreba cineva, care sunt jertfele care sunt aduse acestei ideologii? Pentru că dacă te uiți, ca și la fascism, ca și la comunism, la suprafață, parcă vezi doar beneficii, doar avantaje. Și s-au descoperit care sunt jertfele ce sunt aduse. Și sunt de milioane, de zeci de milioane de suflete. Și știți care sunt? Sunt cele mai puțin protejate ființe umane, cele mai slabe, care n-au nicio posibilitate de apărare, niciun cuvânt de rostit, sunt bebelașii omorâți prin avort. Avortul este marele sacrificiu, jertfă. În Statele Unite ale Americii, de la Roe versus Wade, peste 50 de milioane de avorturi. În România, milioane de avorturi. Și așa de ușor sunt sacrificate aceste ființe de dragul a ceea ce se numește, pe de altă parte, drepturile omului. Dreptul femeii asupra trupului ei. Și spunea cineva recent în Europa că Europa este în drum spre sinucidere în ideea apărării drepturilor omului. Pentru că aceste drepturi nu sunt drepturi neapărat bazate pe ceea ce e rezistent, pe ceea ce este cu adevărat valoare și sunt cu adevărat drepturi, drepturile și valorile iudeo-creștine, ci sunt drepturi peste drepturi izvorâte, care țâșnesc și care adeseori conduc la
denaturare a ființei umane, a valorilor umane și în mod special a ceea ce este familia. De fiecare dată când vin înaintea Domnului familii ca și astăzi cu copiii, este o mare bucurie în sufletul meu, văzând cum Dumnezeu veghează asupra noastră și a familiilor noastre și slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Însă odată cu această binecuvântare deosebită, unică, care cred că are cea mai mare valoare pentru noi după valoarea eternității, a mântuirii, vin și responsabilități. Ea este încărcată și de responsabilități. Și în această dimineață am citit cuvântul Domnului și îl cunoașteți, Proverbe 22:6, învață pe copil de mic calea pe care să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Am un cuvânt la început de încurajare pentru noi ca părinți, să nu ne pierdem nădejdea când copilul pentru care te-ai jertfit, ai depus eforturi deosebite, te-ai străduit să aibă ceea ce-i trebuie, la un moment dat o ia într-o altă direcție decât cea care te-ai așteptat să o aibă. Când se întâmplă astfel de lucruri, întotdeauna Domnul îmi aduce în față pilda fiului risipitor. Acest tată, evlavios, bun gospodar, om la care nu îi se găsește niciun cusur, niciun defect, uitându-te la el și caracterul lui, crește doi fii și totuși, la un moment dat, unul dintre ei alege să ia o altă direcție decât cea la care tatăl se aștepta. Și vedem cum acest tată nu intră în argumente serioase cu băiatul lui, îi oferă ceea ce băiatul a crezut că este al lui, deși nu era al lui, copilul pleacă de acasă în agonie, în durere, dar tatăl nu este pasiv. Deși nu merge să-l scoată de acolo de unde era, cred că avea resursele pentru aceasta, ci așteaptă cu speranță, pregătindu-se pentru momentul întoarcerii sale a fiului său. Și acest moment sosește. Și când sosește momentul, el este gata să-l primească cu brațele deschise și e această sărbătoare de reunire familială. În America astăzi, am aici o statistică, am să vă folosesc câteva dintre ele, la fiecare 8 secunde un copil școlar părăsește școala. Drops out of school every 8 seconds. La fiecare 26 de secunde, 26 seconds, a child runs away from home. La fiecare 47 de secunde, și toate acestea sunt sub un minut, un copil este fie abuzat, fie neglijat. La fiecare 7 minute, un copil, un tânăr, un adolescent este arestat pentru droguri. La fiecare 36 de minute, un copil, un tânăr, un adolescent este fie rănit, fie omorât prin împușcare. Lumea în care noi trăim este o lume rea, o lume violentă,
O lume periculoasă. O lume care zace în cel rău, spunea Domnul Iisus Hristos. Însă în această lume, noi suntem chemați să trăim în ea, însă să nu fim ca ea. Și putem să nu fim ca lumea, pentru că noi suntem în lume, dar nu mai aparținem lumii, orientându-ne și îndreptându-ne viața după cuvântul lui Dumnezeu. Și primul lucru care doresc să-l aduc înaintea noastră ca și părinți, cu privire la a învăța pe copiii noștri, și în Proverbe 22 cu versetul 6, învață pe copil calea pe care să o urmeze, nu este ideea de copilul mare, ci este ideea de copilul mic, care stă lângă tine, care depinde de tine, care se ține de tine. Și există teorie astăzi în educarea copiilor în care se spune, lasă-l pe copil, tu îi pui înainte ofertele și lasă-l pe el să aleagă, în ce direcție să meargă. Tu doar îi pui înainte ofertele, ca la un Chinese buffet, all you can eat. Și el își alege ce vrea de acolo. Nu, Biblia nu ne învață așa ceva. Biblia nu ne învață așa ceva. Aceasta este ideea lumii. Ca apoi lumea să aibă control asupra lor, a copiilor noștri. Învață pe copil de mic calea pe care să o urmeze. Și primul aspect care ar dori să-l aduc înaintea noastră, și avem două familii care sunt cu primul copil veniți înaintea Domnului, cu care Domnul i-a binecuvântat, este de a învăța pe copil scopul vieții sale. De a învăța pe copil scopul existenței sale. Pentru ce el sau ea există? Care este scopul său sau scopul ei în viață? Și pentru aceasta este important de a învăța direcția pe care să o ia în viață. Pentru că în orice călătorie, în orice drum, și viața în Proverbe este prezentată ca și o călătorie, o cale. Și când ești pe cale, când ești pe drum, un lucru foarte important este să cunoști direcția. Să știi în ce direcție mergi. Că dacă mergi în direcție greșită, cu cât te grăbești mai tare, de fapt te depărtezi de țintă. Și uneori vezi oameni că sunt așa de grăbiți, atât de ocupați în toate și nu ajung la țintă. De ce? Pentru că direcția eforturilor, a energiilor, a preocupărilor nu e îndreptată spre ținta corectă. Dacă vrei să fii pe negru, Black Friday, cum a fost acum vineri, să fii pe plus și ai dorința aceasta, dar în fiecare lună cheltuiești mai mult decât câștigi, când crezi că vei ajunge să fii pe plus? Niciodată. Ci dimpotrivă, întotdeauna vei fi pe minus, pe împrumut. Și vedem că societatea aceasta se bazează pe așa ceva. De aceea, dragii mei, părinți, părinți tineri, frumoși, căutați să puneți copiii, copilul cu care Dumnezeu va binecuvânta. Fie că este vorba de Edison, fie că este vorba de Emily, fie că este vorba de Jayden, să-i puneți pe direcția cea bună, cu fața înspre ținta cea bună, și aceasta înseamnă cu fața înspre Dumnezeu. Apoi este important în ceea ce privește scopul, their purpose in life,
să investim într-o disciplinare. Nu negativă, în mânie, ci una cu caracter pozitiv. Copiii au nevoie de disciplinarea noastră ca părinți. E necesară. Copilul nedisciplinat de mic e ca și grădina în care ai semănat și nu mai ești dispus să mergi la ea decât la recoltare. Și dacă vei face lucrul acesta, dă-mi voie să spun că sămânța care ai semănat-o va fi înghițită de buruienile care cresc în jurul ei. Apoi, este important să investim în copilul nostru, în a-l duce la scopul cel bun, devoțiunea noastră cu Dumnezeu. Ca părinți este important să vadă copilul nostru că noi avem într-adevăr relația noastră cu Dumnezeu, devoțiunea noastră, citirea Scripturii, rugăciunea noastră. Dacă îi spui doar copilului să citească Biblia și el nu te vede pe tine citind Biblia, dă-mi voie să spun, așa cum zicea cineva, că ceea ce facem vorbește mult mai tare, strigă față de ceea ce spunem. Și la copil rămâne doar ceea ce ne vede că facem. Și în limba română este așa de frumos legat numele de copil cu ceea ce avem un alt termen. Și dacă spui la plural, nici nu știi exact la ce te referi decât din context. Spui copii sau copii. Nu? Copii, doar accentul se schimbă puțin. Sau copii. Copii sunt copii ale noastre. Prin ceea ce ei ne copiază pe noi, ne imită pe noi și prin ceea ce poartă de la noi, ADN-ul nostru, caracteristicile noastre. De aceea este așa de important să facem lucrul acesta. Un alt lucru care este important pentru ca să fie copilul ceea ce ca părinți dorim să fie și Dumnezeu mai mult decât noi dorește copilul nostru să fie, este să învățăm corect prioritățile în viața lor. Prioritățile. Priorități corecte. Așa cum spune Dumnezeu prin cuvântul său în cartea profetului Isaia, dacă vei separa ceea ce e de preț de ceea ce nu este de preț, vei fi ca și gura mea, zice Domnul. Adică dacă vei ști ceea ce este important, ceea ce are valoare față de ceea ce nu are valoare, ajungi să te identifici cu Dumnezeu și să fii vocea lui Dumnezeu ca părinte în viața copiilor, aplicându-o la viața de familie. Priorități corecte. Și primul aspect în care noi suntem chemați să lucrăm, dincolo de ceea ce înseamnă obiective fixe, este să lucrăm la dezvoltarea personalității copilului nostru. În ceea ce înseamnă caracterul copilului. Caracterul unui copil, a unei persoane, cel mai bun loc, cel mai potrivit și cel mai eficient loc unde poate să se dezvolte este familia. Nu școala, nici măcar biserica și nu societatea, ci familia.
Aici este locul. Și copilul e la vârsta în care, așa ca o plastilină, poți să-l modelezi. Cunoscându-i temperamentul, cunoscându-i tipul de personalitate, cunoscându-i ceea ce îi place și ceea ce nu îi place, accentuând și modelându-i plăcerile. Oh, dar nu se poate să-i modelezi plăcerea. Ba da, se poate foarte mult. Foarte mult se poate. Am observat în familie, chiar și la noi, copiii sunt foarte pretențioși la mâncare și foarte fixiști. Deși ai spune, oh, dar trebuie să fie cu mintea deschisă, nu, open-minded, nu, ei sunt foarte fixi, foarte fixi. Și dacă nu reușești să modelezi gusturile de când este mic, ci mergi după gusturile lui, ajung mai târziu și sunt mame în biserică, la care copiii nu le mai mănâncă mâncarea. O face mult mai bine McDonald's, Taco Bell, Burger King, știu eu ce alte locuri, nu știi de unde vine mâncarea, nu știi ce pune în ea și nu știi cine o gătește. Dumneavoastră, ca mame, pe lângă ingredientele care le puneți, ce e important să dezvoltați aceasta în mintea copilului, pe lângă bucățica de carne, pâine, salată, dulceață, ca și mame, puneți un ingredient pe care nimeni nu poate să-l pună. Este iubirea dumneavoastră. Iubirea. Asta este ingredientul suprem. Personalitatea, pasiunile, de a dezvolta în copil, de a fi îndreptat cu gândul, cu mintea, cu inima înspre Dumnezeu. Recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu în viața sa, recunoscând dependența de Dumnezeu, recunoscând că Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu bun. Chiar când trecem prin încercări, chiar când trecem prin greutăți, El rămâne un Dumnezeu bun și bunătatea Lui ține în veci și îndurarea Lui se noiește în fiecare dimineață.